Nu-mi propun altceva decât să realizez ceea ce am promis alături de echipa USR pentru Botoșănești. Deci îmi doresc să răspund cât mai mult din promisiunile pe care le-am făcut botoșănenilor și îmi doresc să fiu sănătos ca să pot să le aduc la îndeplinire cel puțin partea care îmi revine. Și pe plan personal? Pe plan personal îmi doresc sănătate, îmi doresc realizări pentru copiii mei și la care țin foarte mult, familia mea, și îmi doresc ca să existe, hai să spunem așa, și în plan politic, îmi doresc armonie și, să zicem așa, comunicare și colaborare în cadrul USL și, evident, în cadrul partidului, îmi doresc să sună președintele Partidului Romilor.